Apocalipsa 2 Îngerului bisericii din Efes scriei. Acestea sunt cuvintele celui ce ține cele șapte stele în mâna sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi. Că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. Știu, de asemenea, că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Amintește-ți, deci, de unde ai căzut pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă aceasta. Urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții, care se află în Raiul lui Dumnezeu. Îngerului Bisericii din Smirna, Scrie. Acestea sunt cuvintele celui din tâi și celui de pe urmă, celui ce a fost mort și a înviat. Știu necazul și sărăcia ta, dar ești bogat. Știu și de făimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagoga lui Satan. Nu te teme de niciunul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi. Deavolul urmează să arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să fiți încercați și veți fi în necaz timp de zece zile. Fii credincios Până la moarte, și îți voi da cununa vieții. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Cel ce învinge, nici de cum nu va fi rănit de moartea a doua. Îngerului bisericii din pergam scriei Acestea sunt cuvintele celui ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești. Acolo unde este tronul lui Satan. Știu că ții numele meu, că nu te-ai lepădat de credința mea nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. Am însă câteva lucruri împotriva ta. Ai acolo pe câțiva care țin învățătura lui Balam, care l-a învățat pe Balac să pună o pricină de poticnire înaintea fiilor lui Israel, și anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să se desfrâneze. Tot așa și tu ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. Pocăiește-te, deci. Dacă nu, în curând voi veni la tine și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învinge îi voi da mana ascunsă și îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel care îl primește. <glui> Îngerul Bisericii din Tiatira scriei. Acestea sunt cuvintele fiului lui Dumnezeu. Care are ochii ca flacăra focului, și picioarele asemenea bronzului încins. Știu faptele tale, dragostea, credincioșia, slujirea și răbdarea ta, și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. Însă ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela. Femeia aceea care spune despre sine că este profetesă, să dea învățătură și să înșele pe robii mei ca să se desfrâneze și să mănânce ceea ce este jertfit idolilor. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei. O voi arunca la pat, iar peste cei ce comit adulter cu ea voi aduce un necaz mare dacă nu se pocăiesc de faptele ei. Apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea. Și toate bisericile vor ști că eu sunt cel care cercetez gândurile și inimile și că vă voi da fiecăruia după faptele voastre. Vouă însă, celorlalți din Tiatira, tuturor celor care nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut adâncimile lui Satan, cum le zic ei, vă spun, nu pun peste voi altă greutate. Doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste neamuri. El le va conduce cu un sceptru de fier și le va sfărâma ca pe niște vase de lut, tot așa cum am primit și eu autoritate de la tatăl meu. Și îi voi da steaua dimineții. Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul.